munții neamțului ascund poveștile călugărilor sihaștri, iubitori de liniște, nevoit să-și facă chilii, ori mici paraclise pentru rugăciune, adeseori în locuri izolate și greu de pătruns. Într-o poiană, pe Valea Tarcăului, pe malul Pârâului, omonim, la aproximativ 15 km de confluența cu Bistrița Moldoveană, este situată mănăstirea Sihăstria Tarcăului. Bisericuța Sihăstriei de la Tarcău a fost sfințită în data de 9 iulie 1833. Turnul clopotniță a fost construit însă ceva mai târziu, în anul 1868, când în acest schit se nevoiau deja 20 de călugări. Așezământul monahal sihăstresc s-a aflat sub ascultarea și îndrumarea mănăstirii Bistrița până în anul 1900, când aceasta obține statut de mănăstire independentă. Biserica schitului este făcută din lemn de frasin, artistic îmbinat, prin tehnica coadă de rândunică. Construcția aparține unor meșteri locali anonimi, lucrarea fiind finalizată după 5 ani, biserica sfințindu-se în 1833 de către episcopul vicar Sebastian, primind hramul Duminica tuturor sfinților. Schitul Tarcău a fost tot timpul locuit de călugări iubitori de liniște și singurătate, care se rugau aici zi și noapte pentru ei și lumea întreagă. Planul bisericuței este în formă de cruce, având extremitățile dinspre apus și răsărit rotunjite, iar absidele laterale bine pronunțate de formă pentagonală. Acoperișul acesteia este construit în două ape simple. Turnul clopotniță, ridicat în 1868, este construit din bârne de lemn, având două nivele și un acoperiș bulbat, mai puțin obișnuit la bisericile moldovenești. După 1898, schitul s-a îmbogățit cu un paraclis și cu noi clădiri de locuit. Din anul 1991, schitul a fost ridicat la rangul de mănăstire, luând numele pe care îl poartă și astăzi, Mănăstirea Sihăstria Tarcăului. În prezent, Biserica Mănăstirii Tarcăului este declarată monument istoric datorită vechimii, arhitecturii și pitorescului ei. Așezată într-o poiană, la marginea pădurii, așezarea monahală de la Tarcău este un loc în care îți propui să revii pentru a redescoperi noi și noi aspecte ale felului în care creștinismul se trăiește și se gândește.